Salutare, dragi colecționari! Azi am o nouă machetă. Este vorba despre ceva sport, un Camaro SS. Tot de la Hot Wheels, bineînțeles, tot un 1.64. E pe o culoare interesantă, verde așa, cu auriu și cu negru. Asta e cutia. Face parte din colecția Roadster. SS vine de la Supersport, dacă vă întrebați. Nu de la trupele germane, SS. Da. Mașinuța e destul de grea și e foarte bine făcută. Interiorul e foarte bine făcut. Canapele care imită pielea. Dați volan. Bordul nu prea are bord. Dar în rest e genial. Parbrizul ăsta micuț. E un cupe interesant. Un cabrio, de fapt, nu cupe. E cu soft top. Capota asta lungă. Camaro din 69. Cauciucurile late pe spate. O mașină americană clasică. Da. Ia uitați ce frumoasă e. Este genială. Stopurile astea pe spate sunt iar foarte tari. Jantele în 5 spițe, aurite. Arată chiar bine și merg bine cu combinațiile astea de culori. Aici un logo Goodyear. Pe aripă aici logo Camaro SS. Da. Este genial. Pe dedesubt nu se văd mare lucruri. Multe lucruri. Da. Cam ia. Lungimea, să vedem ce lungime are. Un 7 cm. Lățimea clasică de... E mai mic de 3. Interesant. Da, mai îngust de 3. Ia să vedem. Încape pe camion. Încape la limită. Ia uitați-o. Da. Cum am spus și în videoclipul cu camionul, trebuia să aibă platforma asta mai lungă. Dar na. Atât s-a putut. Dar arată genial. Pe camion. Pac. Da. Și dă foarte bine aici, la garaj. Ia uitați. Se mișcă și bine aceste roți. Are niște guri de aerisire aici pentru frâne la spate, desenate. Era mișto dacă era un prof în relief, dar
Da, e bine și așa. E drăguț, drăguț, chiar simpatic. Păi cam atât despre ea. Hai, ceau!